Nu mai e mult. Mai avem 3 ore. Ia uitați-o. Hai că eu mă urc în pod. Omul paiangă. Ia uite jos. Oare să fie un semn 666? Mai ajungem la parcheggio? A făcut șpagat. Echerul. A căzut fix mai jos. Du hast was vergessen, mein Freund. Bună dimineața. Bună dimineața. Am dormit mai jos în la locul nostru de campat, dar era plin. Era plin și s-au făcut schimbări majore. Au adus niște bușteni imenși. De n-aș fi frică să dormim lângă ei, zic, bă, cad pe noi. Final destination. Am ajuns în miezul miezului, pe pasul Sela. E nebunie, motociclete, mașini. Ce ar însemna Italia fără Fiat 500? Avem grupul Sela aici în dreapta mea. Avem Sassolungo în față, Col Rodela, locul de unde am tot zburat cu parapanta. Noi am luat decizia să mergem să facem o via ferată astăzi. Să vedem dacă ne încadrăm să zburăm în altă zi sau să găsim un alt loc de zbor. Se mănâncă bine aici, sunt și bicicliști. Aute, schimbă. Să rupți biciclete simple. Asta ferata ne-am promis să o facem azi. Am lăsat mașina aici la marginea drumului. Pentru că parcarea pe care o știam noi a fost acoperită de o alunecare de teren care a avut loc chiar săptămâna trecută. Și noi vreau să parcăm aici azi noapte. Da, am aflat informația aseară că 4 mașini au fost îngropate sub rocile alea. Și o să lăsăm mașina aici undeva la marginea drumului, că nu mai există parcarea, și plecăm pe traseu. Ar trebui să facem undeva la 4-5 ore dus întors. Ia uitați, da. Și ne așteaptă în spate. Da. Pe aici să urcăm, să coborâm până în valea asta. Da, bine, cumva pe spate o să urcăm, în spatele stâncii, și coborâm pe valea asta care e foarte abruptă și plină de grohotii și alunecos. De la parcare, sau fosta parcare mai bine zis, am făcut stânga, iar acum am mers puțin și vedem că trebuie să facem dreapta, semnul este picat. Dar e o potecuță așa prin pădure. Ne-am echipat. Am ajuns la începutul traseului și pornim. O să urcăm pe peretele
nordic, practic, al grupului Sela. O să fim în umbră. Deja mi-e frig. Da, ne încălzim. Ne încălzim pe traseu. Hai! Prima porțiune a fost o urcare verticală, dar asigurată bine cu trepte din astea metalice. Și acum începe cățărarea așa, pe stâncă, frumoșel. Mamă, ce e de urcat în față. Mamă, cred că nu pe turnul ăla. E și umed, curge apă pe aici, e înecos. Ia uitați apa. E ud pe aici. Hopa. Uitați cum picul ăla, pic. Găzi? Ușor. Cam fric. E răcoare când stai, dar când faci mișcare te încălzești. Ce perete frumos avem. Uite parabandă deasupra peretelui. Se vede culmea asta, stânca asta. A, și jos acolo e curvară. Aici se face la stânga. Și te poți și întoarce, dacă nu-ți place vremea sau s-a întâmplat ceva, te poți întoarce pe o variantă ușoară, jos la parcare. E ora 4:20, am plecat destul de târziu. Am avut și un mic incident. Cineva ne-a lovit oglinda. Am oprit, dar blocam traficul acolo, n-am mai stat să mai facem amiabile, să mai facem astea. A spart semnalizarea din oglindă, ne-a stricat un pic feng shui-ul, să-ți dați seama. Am ofticat, dar bine, e și duminică și e foarte aglomerat aici. E horror, parcările sunt pline, n-ai unde să tragi pe dreapta, pe stânga, să faci tu o poză pe pasurile astea. În schimb, lunea, în timpul săptămânii, de exemplu, mâine, o să fie mai liber, mult mai liber. Ia uitați-o pe Cristinica în față și peretele ăsta cred că urcăm noi. Se vede aici un pod. Aici te salinem noi, între astea două turnuri. Mamă, și noi suntem aici. Și de acolo mai avem. Îți dai seama. Deci e că traseul ar fi 4 ore jumate, nu, 4 ore urcarea și 1 oră jumate coborârea. Ia zi-mă, baby, pe unde e? Uite, ferata fix în față și acolo ar fi fost cascada dacă n-ar fi secat. Hai. Adică primăvara e apă mai ca lumea. Bine, ceva terifiant în față. Bă, culmea asta a simțat. Da. Porțiunea asta. Mi-a plăcut cum s-a văzut creasta așa pe care am urcat. Dar nu dificilă cât să îți pună probleme.
Aici se pare că e cascada. Nu mai e mult. Mai avem 3 ore. Am la verticală. Mai avem 2 ore de urcat. Ia uitați-o. Aleluia. Bum. Bum. Bum, o perfecțiune de pași. Mamă, nu vine să cred unde am urcat, ce perete. Ia uite cum se vede. Bum. Uite, să urcăm peretele ăsta în sus. Aleluia. Cască nu mai puteți. Există o cale de ieșire, mai ușoară, la refugiu. Refugiu se vede aici. Aici se vede refugiu. Noi când să continuăm în vârf. Uitați ce frumos se vede. Asta e surplumba. Da. Solicită la maxim brațele via ferata asta. Deși sunt prize naturale să te ții cu o mână, iar cealaltă mână să ții pe cablu sau cum dorești să urci, dar într-adevăr ultima parte e solicitantă. Și încă mai avem. Uite ce vine. Pe unde am urcat? Băi, mamă. Știe mai cât apunde ești? Ia zi. Săraca nu știe. Ia vede refugiu aici. Si. Doamnelor și domnilor. Își face apariția în scenă Cristina. Hui. Ce ziceam noi la început că e ușoară? Te rupe aici la spre sfârșit. Bine că ai 2 căi de ieșire dacă ești epuizat. Unul după prima porțiune verticală și un traseu aici, în partea asta, în spatele meu.
grupa Angel. Vede și podul. Șaua crăpăturii. Crăpătura dintre noi. Hai. Credeam că hai să mă duc. Haide. Iau ce-i jos. Asta e podul ăla pe care îl vedeam noi de jos. Acum suntem deasupra lui. Mă dați seama cât am băgat în 3 ore. Diferența de nivel. Aproape este la nivelul turnului, uite. Paf. La 7 fără un sfert. Am făcut 2 ore 45 până aici. Parchezi, oră 30. Hai cum se vede. Și am ajuns în sfârșit 3 ore în cap la refugiul Cavaza al Pisciadu. Avem și un lac foarte frumos albastru aici, Pisciadu se numește și ăsta, ca și Via Ferrata, ca și refugiu, ca și vârful. Din păcate ne-am uitat, ne-am lăsat portofelul la mașină, n-avem să lungim o plăcintă cu brânză, o bere, ar merge. Miroase aici, asta. Mâncarea, na. Acum mai avem o oră jumate până la parcare, dar hai să ne bucurăm puțin de peisajul de aici, de piscurile luminate de apus. Hai să arătăm și lacul, ia. Hop. Se vede lacul în spatele nostru, cât de cât, se vede vârful ăsta.
pare să fie un semn, 666. Mai ajungem la parchegiu. Ia vezi, mă, chiar 666 să luăm noi? Parchegiu, da, 666. Dar uite cum se văd în Sazri Guys, se cedă în partea aia și stâncăra aia aici, da. În prim plan. Mamă, deci e via ferata, frate, continuă. Vedeu, mamă. Mamă, mașina asta e în râpă, așa, în jos, bă, nu se vede, a, se vede, văd, se vede crupa acolo. Hai că începem în forță coborârea. Da. N-am scăpat de via ferata. Bine, nu e ceva foarte dificil, dar e alunecos, e grohotiș. Care, mă, uite, uite, să-l arătăm oamenii unde trebuie să mergem, uite. Deci da, până hăul ăsta, în hăul ăsta jos. Mă, uitați asigurarea, uitați via ferata și pe aici. Cinci plastă baterie. La GoPro. E prima dată când coborăm via ferată noi, nu? Nu, stăm și la trincie, nu știu ce urcam, coboram. A, da, dar asta e coborâre clar. Este demanding. Uitați cum stau să cadă toți bolovanii ăștia. Sunt foarte fis, friabile așa, fisurați. Și vă amintim că săptămâna trecută, nu? Da, ați văzut ce e jos. Pe aici a fost o... Nu, că n-am arătat ce e jos. Trebuie să arătăm, da. Deci patru mașini au fost acoperite total. Și e genul ăla de traseu unde stai cu inima cât un purice și vrei să ajungi cât mai repede. Poate cade o bolostâncă de asta sau una de asta. Știi? S-au dus, s-au canalizat pe vale, paf. Și jos în parcare erau mașinile. Ia zi, mă, baby. Era și par rău. A făcut șpagat. Echerul. Aici s-au terminat asigurările de via ferata și e la liber. Te-ai dus, dacă ai alunecat, ești ca Sania până jos. Deci au făcut ceva aici, vedeți? Paf, au pus bușteni de astea băgat în rocă, dar la o alunecare îți dai seama că s-au dus. Uite, e jos aici. Și cine știe că s-o mai fi dus încolo, uite, mai e unul acolo. A, uite, se vede șoseaua. Aici trebuie să ajungem noi. Bum. Într-o curbă de asta e mașina noastră. Aici mi se pare un pic horror. Dacă era sârma aia de asigurare, aveam de ce să mă țin, da, așa. Aici cu malul. Opa, aici pe trepte aici. Hop. Hai să dea. Hai că am ieșit din zona de disconfort. Ha? Aha. Genunchii mei. Că se vede de unde venim, de acolo. Suntem pe la jumătate, cred. Ce bine că n-am cărat geacă sau polar, ceva. Eu bănuiam că o să ne fie frig. A, uite că nu e pic de vânt. Că seara vă dați seama, dacă nu e soare și bate și vântul, scade temperatura, începe să fie frig. Văd o potecă pe sus. Ai pe unde?
vede drumul. Dar mașina încă nu se vede, a? Aici asta e cantina asta care se vede după curând. A, da. Și să vă mai arătăm piscurile astea, așa în lumina apusului. E timpul apusului acum, avem aici granciri de vantozis că am făcut via ferată. Oricum, cred că mai avem vreo un sfert de ore, 20 de minute, cel puțin de coborât acum. Să-i dăm, să-i dăm la vale. Nu mi-a plăcut deloc coborârea asta, dar nu că ar fi traseul periculos, nu știu, greutatea traseului sau nu e frumos sau ceva. Pur și simplu stai tot timpul cu stres că se poate prăvăli muntele pe tine sau vine om de te mai piatra sau... Bine, grohotit și poți să și aluneci, clar. Ne-am întâlnit acum cu niște... Uite, cu niște așa căzut fata. Am întâlnit cu niște italieni. Mamă, am început la 12 traseul ăsta, noi am început la 16. Și am depășit acum pe coborâre. Așa căzut fata un pic. În sfârșit am ajuns cu bine jos și voiam să vă arătăm fosta parcare care era aici în zona asta și care a fost acoperită de bolovan, de aluviune aduse de o furtună puternică, am înțeles, a fost o furtună puternică și a venit s-au o viitură cu bolovan pietre, de munte, uite. Da. Săptămâna trecută v-am zis, 4 mașini au fost acoperite. Da, erau 4 mașini în parcare, cred că dormeau oamenii, era ceva camping car-uri, ceva dube și au fost acoperite de pietre. Bine că am ajuns cu bine. Nu știu dacă să vă recomand sau nu coborârea asta. Traseul de urcare, hai să zicem că a fost drăguț via ferata. Dar asta mi se pare foarte periculos din punctul ăsta de vedere. Stai stresat că vine un bolovan peste tine în orice moment. 9 fără un sfert ora României, 8 fără un sfert ora locală. Hai să facem un duș repede la mașină. Trebuie să facem duș, trebuie să facem de mâncare, să găsim un loc să dormim. Uita și mașinuța. Ne așteaptă frumos în parcare. La fel ca și la traseul de ieri, mă bucur că l-am făcut în a doua parte a zilei, spre apus, pentru că am fost singur pe traseu, am avut traseul doar pentru noi. Deci, cumva, e mai bine să faci după amiază, dar trebuie să-ți iei reper să nu te prinde noaptea pe aici, pe traseu. Bună dimineața! Acolo sus pe munte am fost noi ieri, pe via ferata Pișadu. Până ne-am făcut un duș cu apă rece, până am mâncat, s-a făcut 10, am băgat-o aici într-o parcare. Am găsit o parcare aici. Și ne-am campat și noi. Și am oprit aici să luăm micul dejun. Frumos. Am ajuns la Campitello și urcăm spre Col Rodela să zburăm cu paravant astăzi. Luăm pauză de la trasee azi pentru că am tot băgat de când am venit zilnic și ne mai și relaxăm, să zicem așa, dacă se poate numi relaxarea asta. O să urcăm până la Col Rodela cu telecabina și... 14 euro. 14 euro? Te-ai mai interesat acum? Da. Bun, hai că ne vedem de sus. Grazie.
ajuns la Rifugio de Alpes. Și avem în față Sassolungo. Câte aripi, câți piloți. Niciodată n-am prins așa aglomerat la locul ăsta de zbor. Că suntem de vreo oră jumate, două aici la pantă. Tocmai ce ajunsesem și noi și ne bucuram de peisaj. Am văzut că vântul e un pic sărâmb, am zis hotărât să mă așteptăm și între timp un parapantist a plecat twistuit cu comenzile încurcate și a căzut fix mai jos. Și a trebuit să așteptăm să vină elicopterul, smurtul să-l ia. Și uite acum s-a blocat panta total, ora 3. S-a dat prin stație să nu se mai zboare, n-a mai zburat nimeni, bineînțeles că trebuia să vină elicopterul. Și să sperăm că omul e ok, a dat ca lumea de pe voi. Sunt vreo 100 la rând pe toată panta asta. Sunt și cu deltaplane și cu... Aici doar jumătate, vedeți? Și vă mai arăt imediat și cealaltă jumătate mai jos. Când vântul a fost strâmb, a trebuit tot să aștept reculeze. Văd că încă e termică, încă ține. Uite, e lateral acum. E stânga, lateral. Nu mai e pe pantă. Vezi? Oh, cum a plecat. Fuck. Ah, hai care loc. Nu așa a făcut. Da, care loc. Ia, fi, hai. Die Kamera da. War das seine, oder? Ja, genau. Und sehen, er hat die Verfolgerkamera da. Muss mal reinlachen. Ja, genau. Du hast was vergessen, mein Freund. Chasing stars and holding view. I can't see the end, but we'll see it through.
What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding view. I can't see the end, but we'll see it through. Asta înseamnă să fii pilot. Plecăm un pic, nu? Gata. La dreapta, dreapta, dreapta. Wow. Ba, filmează mă și pe wow. Mine. Cum am garat-o aici. Da. Hai. Ideea e că am pierdut celălalt GoPro. S-a smuls din ce-i schem. Și să vedem cum facem, poate putem să-l recuperăm. Hai că a urcat Victor cu telecabina din nou și a coborât cu ea să caute GoPro-ul și ia uite-l învingător. GoPro nu e sus. GoPro ne-a așteptat jos la telecabina. Am urcat chiar degeaba. Nu mai era nimeni sus. Erau alți oameni și l-am cutat până iarba. Am zis, bă, poate nu l-am văzut bine, s-a desprins. Ce-i schemul ăsta? Ah, păi imagine. Și cum? Acum la coborâre l-ai găsit? Da, am întrebat acolo la telecabina și a zis, da, găsit un GoPro. E jos la ski pass aici, la telecabina. Deci 25 de euro i-am pierdut doar ca să urc să cobor. Asta e, bine că l-am găsit, bine și avem amintirile că nu erau salvate. De ieri, de la Via Ferrata, da. Hai, tu ce ai făcut? Am rugat și eu pe cineva, că am tot întrebat pe oameni, am tot așteptat, credeam că o să coboare cineva cu el, știi? Da, și am tot întrebat. S-a rupt tața, uite. Și i-am dat unui tip, unui italian, numărul tău de telefon, nu te-a sunat? Nu, nu. Dacă se găsește, te sună, nu știu ce, adică am făcut și eu. Dar oamenii ăștia râd, am văzut acum imagine, oamenii râd. Că s-a zis că, my friend, ai uitat camera. Dar nu știe că s-a rupt, știe, s-a rupt capul. Da, da, da. A crezut că sunt prost. Who was false for Gason? Mein Freund. Aici am luat prânzul astăzi, după ce am zburat acolo. Și am ajuns și la locul de campare. Ne-am făcut și un duș cald, premieră pentru călătoria asta, că am făcut mai duș rece. Și ne-am pregătit cina. Avem pepene galben și o salată din aia consistentă, cum facem noi. Ne mai relaxăm puțin și ne băgăm la somn. Mulțumim că ați fost alături de noi și în acest episod și ne vedem în următorul cu noi aventuri.